Nu știu dacă la baza acestor strategii stă o analiză a diversității din România și ce face pe cetățeanul X din zona X să nu se vaccineze, cine ar putea să-l influențeze, care ar fi actorii principali, analiza câmpului de forțe, analiza actorilor principali și așa mai departe. Lucruri care sunt la baza oricărei campanii de comunicare. Cred că în momentul de față se folosește mai degrabă urechismul ca să zicem așa, facem după ureche lucruri da? și lasă că știm noi bine. De asemenea, cred că se bazează foarte mult pe dorința, toată strategia, pe dorința românilor să plece în afară și să-și facă vacanța da? și să vedeți, domnule, când o veni vara, ce o să coacă pauma. O să vină toată lumea să se vaccineze. E foarte probabil să nu fie așa. Pentru că, din punctul meu de vedere, în momentul de față, încă am cam ajuns la maximul de potențial pe care l-am avut în ceea ce privește dorința inițială, de acum dorința trebuie indusă. Și oamenii au nevoie de informații. Oamenii au nevoie de surse credibile de a da informația. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.